Până la urmă, fetele au de decis ce fete vor fi în Casa Băieților, trei dintre ele, și au și hotărât: vor merge Delia, Laura și Valentina, din ce am înțeles. Iar băieții care vor fi chemați în Casa Fetelor sunt Silvio, Albert, Alexandru, Valentin și Liviu. Vom vedea dacă va fi o hotărâre definitivă, dar fetele păreau cumva că s-au înțeles destul de repede. Inițial au vrut să-l cheme pe Cristian în casa fetelor și după a zis una dintre ele că a, nu, să meargă Laura la băieți ca să interacționeze cu el. Deja se vede că sunt afinități, că sunt atracții, pentru că Maria a numărat, era mai ușor, uitându-se la fete, se uita la Cristina, spunea Alexandru, s-a uitat la Antonia, a zis Albert și tot așa. Chiar dacă Antonia a lăsat impresia că l-ar plăcea totuși și pe Cristian, dar nu recunoaște, a vrut în continuare ca Albert să fie alături de ea și în această seară.